Florin Țurcanu nu se lasă și vrea să revină la conducerea Consiliului Județean Botoșani. Nu a trecut nici măcar o săptămână de când mandatul său a încetat în urma unui ordin emis de prefectul județului, iar Țurcanu a deschis la Tribunalul Botoșani două acțiuni. El cere suspendarea, respectiv anularea ordinului reprezentantului guvernului în teritoriu. Cererile lui Țurcanu au fost înregistrate joi 19 februarie pe rolul instanței, dar deocamdată nu s-au fixat termenele de judecată. Mandatul lui Florin Țurcanu a încetat în urma condamnării pe care a primit-o de 6 luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost judecat pentru fals intelectual. În locul lui Florin Țurcanu, la conducerea Consiliului Județean, a fost ales vicepreședintele Gheorghe Sorescu. Se pare însă că fostului președinte al Consiliului Județean Botoșani îi este foarte greu să accepte faptul că nu va reveni pe fotolul de pe care tocmai a fost demis și continuă pe varianta proceselor. Ce se va întâmpla, va stabili instanța.